Lovitură pentru Metrorex. Compania a pierdut definitiv în instanță procesul cu sindicatul Liber Metro, prin care cerea anularea contractului colectiv de muncă și implicit a majorării salariale de 18%. Procesul fusese pierdut și la instanța de fond, iar decizia este definitivă. Conducerea Metrorex a pierdut definitiv în instanță procesul cu unitatea Sindicatul Liber din metrou. Șeful Metrorex, Ștefan Paraschiv, a cerut anularea contractului colectiv de muncă și implicit a majorării salariale de 18%. Procesul a fost pierdut însă și pe instanța de fond. Conducerea Metrorex a introdus o acțiune în instanță în vederea obținerii unei ordonanțe președințiale prin care să se suspende contractul colectiv de muncă în vigoare și reducerea salariilor de la metrou. Reprezentanții sindicatului s-au apărat în instanță motivând că acțiunea introdusă de Metrorex are scopul suspendării drepturilor legale acordate angajaților, pe care îi descrie drept o categorie socioprofesională vitală. Tot ei au afirmat că majorarea salariilor e justificată cu atât mai mult cu cât angajații au asigurat în perioada stării de alertă, cât și în perioada stării de urgență, transportul în condiții de siguranță pentru cetățenii municipiului București. Magistrații Curții de Apel București au decis că organizația sindicală din Metrorex are dreptate, astfel că salariile angajaților vor rămâne în continuare majorate cu 18%. Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă declara la finalul lunii martie 2021 că Metrorex va ajunge în insolvență dacă sindicatele nu acceptă fie o renegociere a creșterilor salariale, fie disponibilizări, întrucât veniturile companiei nu acoperă aceste cheltuieli.